Criza politică s-a încheiat, iar România are un nou guvern și o majoritate parlamentară puternică. Asta înseamnă că acum totul se va rezuma la fapte și la măsuri menite să îmbunătățească traiul de zi cu zi al oamenilor. Deputatul oltean Marius Iancu a declarat că socialdemocrații au pe agenda de lucru mai multe inițiative legislative care să ajute atât sectorul economic, adică salvarea companiilor strategice și sprijinirea persoanelor cu venituri mici, cât și cel agricol, acolo unde fermierii au avut de suferit. Vom reduce taxele pe venituri prin creșterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici și mai mulți copii. Vom reintroduce reținerea la sursă pentru reducerea birocrației. Vom lansa programul Cumpărăm Românește pentru încurajarea achiziției de produse românești și pentru sprijinirea firmelor românești. Vom salva companiile strategice prin infuzie de capital. Vom demara un program de sprijinire a exporturilor pentru reducerea deficitului comercial. Vom iniția planuri de măsuri rapide în toate domeniile care au fost afectate de pandemie, de crizele energetice și economice și de incompetența unor miniștri fără experiență profesională și fără respect și grijă pentru români. În cadrul noului executiv, Partidul Social Democrat a obținut 9 ministere. Este vorba de Ministerul Finanțelor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Familiei.